Astăzi ne uităm la un produs foarte interesant și nu atât ne interesează produsul cât tehnologia din spate. Pentru că tehnologia asta este o tehnologie foarte ieftină, chestii din astea, tablete din astea de desenat sau de scris, puteți să găsiți cam de pe la 30 de lei, ceea ce mi se pare extraordinar. Astăzi ne uităm la modelul de la Xiaomi, care costă undeva sub 100 de lei. Mi se pare super tare, având în vedere că asta este o tabletă de scris de 13,5 inch. Foarte rapid puteți să uitați aici la specificații, cei care sunteți interesați, dar haideți să ne uităm direct la produs, pentru că mie mi se pare un produs foarte interesant și mă mir cum de nu știam de tehnologia asta până acum. Cam așa arată tableta, ceva foarte simplu, pur și simplu avem o carcasă de plastic, este foarte ușoară toată treaba asta și are doar câteva caracteristici. Tableta asta în general este pentru scris și pentru desenat, o tehnologie foarte simplă. În partea din spate, în fiecare colț, avem câte un picioruș din ăsta, probabil este pus ca să nu alunece și bineînțeles ca să țină puțin distanța față de masă sau suprafața pe care o menții. Pe lateral avem un comutator cu două poziții, blocat sau deblocat. Pur și simplu, acest comutator activează sau dezactivează butonul de ștergere, pentru că ăsta este singurul buton pe care îl avem pe tabletă, un buton de ștergere. Și dacă vrem să nu ștergem din greșeală la ce lucrăm, pur și simplu blocăm din acel comutator. Tableta asta funcționează cu o baterie, probabil câțiva ani de zile, în funcție de cât de des o folosești. Bateria asta este o baterie din aia tip monedă, care pur și simplu este folosită atunci când vrei să ștergi ecranul. Deci doar atunci când apeși pe acest buton se consumă energie și bineînțeles se consumă foarte puțină energie. Pixul este pur și simplu o bucată de plastic, pentru că poți să folosești orice ca să scrii pe această tabletă, dar bineînțeles nu vrei să folosești ceva care să zgârie tableta. Așa că acest pix de plastic funcționează foarte bine, nu trebuie încărcat, nu trebuie făcut nimic, pur și simplu tableta este analogică. Pur și simplu va simți orice obiect care atinge suprafața. Așa că eu zic că este un pix destul de bun. Este foarte ușor, dar observ că are un vârf care nu va zgâria tableta, ceea ce este foarte bine. Tableta asta nu are niciun software, nu necesită să fie încărcată. Ați văzut, acea baterie o folosește pur și simplu ca să șteargă suprafața ecranului. Cred că folosește o tehnologie foarte similară cu e-ink, ceea ce vedem pe e-book readere. Mie mi se pare foarte tare, există bineînțeles pe mai multe culori, varianta asta vine pe această culoare verde și bineînțeles tot ce desenez eu aici este vizibil doar dacă ai lumină, da? Particulele din acest ecran pur și simplu reflectă lumina și de asta, pentru că eu am aici destul de multă lumină, puteți să vedeți destul de clar ce am desenat aici în fața mea. Pe mine mă încântă foarte mult tehnologia asta pentru că este foarte ieftină. Da, tableta asta este undeva pe la 98 de RON, dacă am văzut eu bine, de la Xiaomi, dar există de la o grămadă de alte branduri mult mai ieftine, am văzut chiar și la 30 de lei, ceea ce mi se pare un preț foarte accesibil și deși această tabletă este nerecomandată pentru copii, datorită faptului, bineînțeles, că are un pix, are aici o baterie înăuntru, eu zic că există probabil variante care sunt adaptate chiar mai mult pentru copii, dar probabil că de la o anumită vârstă ar putea să folosească așa ceva și atunci nu mai ai nevoie să folosești atâta hârtie. Chestia asta nu prea are cum să se strice. Cu siguranță o să te țină ani de zile fără nicio problemă. Asta este foarte interesant că avem la dispoziție o astfel de tehnologie și ce mi se pare mie interesant, nu știam de chestia asta. Sunt foarte curios dacă voi cunoșteați tehnologia asta, pentru că mie mi se pare foarte tare și bineînțeles poți să o folosești în loc de whiteboard, dar în loc de tablă, de desenat, de scris notițe și așa mai departe. Bineînțeles, singura problemă pe care o avem aici, nu putem să corectăm, putem doar să ștergem tot ce am desenat sau tot ce am scris și bineînțeles nu putem salva ce este aici pe ecran, așa că dacă te interesează ce ai scris aici sau ce ai desenat, va trebui să faci o poză. Dar mi se pare o chestie destul de ieftină, având în vedere că toată treaba este analogică și având în vedere că odată ce ai imprimat această imagine, poate să stea așa ani de zile fără nicio problemă. Deci poți să o folosești prin casă pentru lista de cumpărături, de exemplu, și întotdeauna poți să adaugi ceva. Pe o tabletă normală, întotdeauna trebuie să o deblochezi, trebuie să intri în programul de scriere și așa mai departe. Chestia asta mi se pare mult mai la îndemână. Poate fi chiar o listă cu lucrurile pe care vrei să le faci
săptămâna asta sau lucrurile pe care le vrei să le faci astăzi. Mi se pare că există atât de multe utilizări pe care le putem atribui acestei tablete și îmi place, bineînțeles, foarte mult că este și destul de mare. Acum, bineînțeles, există mai multe mărimi, asta este 13,5 inch, mi se pare o mărime ideală. Tableta asta, deși este așa de simplă, are și nivele de presiune. Dacă apăsăm mai încet, pur și simplu vom avea o linie subțire. Dacă apăsăm mai tare, vom avea o linie mai groasă. Observați cât de bine funcționează nivelele astea de presiune. Chiar mi se pare foarte interesant și observați cât de subțire pot să fac anumite chestii. Ei bine, asta se datorează faptului că totul este analogic pur și simplu aici și, bineînțeles, pot să folosesc chiar și degetul ca să desenez chestii aici pe ea. Încă nu am apucat să testez chestia asta, dar sunt sigur că și afară ar trebui să se vadă destul de bine pentru că acolo avem și mai multă lumină. Așa că poate într-un clip viitor o să încercăm să vedem și afară cum arată toată treaba. Cam atât despre tableta asta, nu prea ai mai multe de spus. Mi se pare o tehnologie foarte simplă, la un preț corect, care va ține destul de mult timp atunci când o vei folosi. Ce părere aveți voi despre așa ceva? Știați că există așa ceva sau nu? Ca de obicei încerc să răspund la toată lumea în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!